Bun, hai să vedem. Nu e rău, dar trebuia mai multe accente. Știi? Și prin planul asta ar fi mers sculptată în interior. Știi, și cu flader de lemn și cu conturul acela. Mult mai detaliat. Ca să pot să-ți dau peste 8. Ok? Măcar prin planul. Când ai așa ceva, în prim plan trebuie să lucească foarte puternic, să știi. Tu încă desenezi pentru distanța de la, știi, de la care vezi. O trebuie desenat pentru 6 metri. Da. Nu e rău. Din tăieturile astea ar fi putut să se ducă pe colț. E cam, asta pare o greșeală. Știi că e prea... Nu se văd nivelurile, nu... Știi, parcă n-are scară umană. Dacă te dai diviziuni, știi, ar fi completat mai mult imaginea aceasta de obiect arhitectural. E prea mare greșeala asta. Da, nu e rău. Este iluzie optică aici, să știi. Da. Și nu trebuie să se vadă punctul ăsta de fugă niciodată pe planșa ta. Ok, țin minte. Foarte bine, da. Cum faci punctele astea de fugă, că nu prea coerente. Da. Se iau linia orizontului și tot care e ajustat să tragă la punctele de fugă. Da, este bine. E bine, dar ar fi trebuit să fie un pic mai multă sticlă. Pare sculptată prea puțin. Da, bine. Un pietroi mare aici, în prim plan, da, merge. E ok, e coerent. Da? Greșeala asta este. Foarte bine, da. Foarte bine, Eduard. Proiectul tău e bun. Numai că, da, ordonează structura, cum ți-am arătat, ca să poată să fie și valid arhitectural până la capăt. Da, ai dat cu albastru. Da, ai făcut absolut toate greșelile, știi? Eu înțeleg că voi la silința ar trebui să fie tehnica aplicată, că altfel nu... Da? De exemplu, ce greșeală ai făcut aici? Albastru ăsta de ce nu stă pe umbră? De ce l-ai pus pur și simplu? Da. Pus pe muncă degeaba. Fă ce ți arăt acolo. Dacă nu înțelegi ce ți arăt, mai mă trebuie dat. Trebuie să înțelegi că altfel nu... Da? Nu se justifică. Da, merge. Trebuie să iau de linie un pic mai întărit. Da, și poate relua materialul ăsta un pic aici, lemnul ăsta. Nu e foarte bine. Da. Foarte bine. Este în spate. Ok. Merge. Nu știu ce. Ții tu neapărat să pozezi câte una așa. E bine. Da, trebuia un pic de atică aici, că pare foarte nerealistă. E un pic cam fragmentată, sincer să fiu cu tine. Ceva verticală și mai încă verticală, știi? Care e fix pe mijloc. Da? Or și mersi dacă ăsta era mai spre o treime și dispărea geamul ăla și erau niște gesturi un pic mai clare. Da. Atenție, Andrei, la contur pentru secțiune. Da, n-ai apăsat suficient. Nu mai desenea de distanța la care vezi, desenezi pentru 6 metri. Da, merge. Dar dacă l-ai pus aici sus, de ce nu pui și jos, știi? Și 0,4 cm grosimea pentru atic. Da, a doua goană. E bine. E bună grafica aici, da? Dacă dădeai un pic de tot mai mult accent. Of, steluțele astea că am stricat, da? Trebuia să nu mai steluțele astea și prin planul să fie un pic mai accentuat. Întreabă înainte să predai final. Da, un pic cam... Încearcă să tragi în el lângă linie ca să scoți secțiunea.
Nu mai așa meditație. Da, foarte bine. Poți să apeși un pic mai mult în față, cel puțin, da? Obișnuiește să te pentru 6 metri. Da, foarte bine. Poți să întărești aici un pic mai mult, da, e foarte bine. Da, greșeală de perspectivă. Și aici o greșeală foarte mare de perspectivă. Da, eu ți-am arătat cum să faci, dar n-ai făcut. Da, dacă pui un punct de fugă aici, din asta iese tot, da? E bine. Un pic am ștersă, dar merge. Poți să apeși un pic mai mult, da? Se vede că ai și apăsat. Dar trebuie să apeși și exagerează un pic mai mult grafica. Da, e bine. Acestea pentru... Da. Încearcă să nu mai veni tu cu contribuțiile astea, că da, n-au nicio valoare. Uite, de ce-i face anturajul gri și n-ai fundal? Știi? Prea plat. Prin planul trebuie mai întărit. Și astea vin prea paralele, te să tragă un pic mai radial. E foarte bine, hai, da. Alex, foarte bine. Da, foarte bine. E bine ce aici. N-ar strica încă o copertină și o balustradă aici. Suntem în direcția cea bună. Da? Hai să dăm aici un pic să marcăm intrarea. Nu se vadă intrarea asta foarte clar, eu nu văd trepte. Da, foarte bine, uite ce bine desenat. Dacă întărești și tu ochiile astea un pic. Da, încercați să înțelegeți că nu pot să vă zic totul mereu. Trebuie să construim pe ce am făcut anterior, da? Adică să pui un pic de fundal, dar e foarte bine. Da, un pic brutal, dar merge. Da, e bine, dar poți să ieși tu pe toate deodată, da? Asta nu e desen. Da, aici e bine. Foarte bine, da. Da, foarte bine. Da. Un pic cam agresiv și atenție la greșeala asta de perspectivă de aici. Bună, mai la linia orizontului aici. Știi? Se vede lipsa asta. Da, e bine, dar tot un pic cam agresiv. E agresiv, ăsta e bun, dar trebuie să nu fie singurul as în mânecă, trebuie să ai și un pic de sensibilitate, ce puțin pe, da, unde din greutatea cronului. Mirul e foarte bine. E foarte ciudat desenul ăsta. Dar merge expresiv. Da, e la limită, dar expresiv. Încearcă să nu mai veni cu inovațiile astea, că sunt foarte deranjante, să știi. Da, 0,4 grosimea, 0,6 adâncimea. Aici. Da? Cum ai făcut și în stânga, de altfel, da? Foarte bine seara, da? Da, foarte bine. Și contrast și cu tot. Gabriela, da. Nu mai desena lucrurile astea micuțe, așa. Special când trebuie să aibă o linie orizontului pe aici, pe undeva, deci aș veni radiale, așa, da? E păcat că are cumva potențial desenul ăsta, dar nu e dus până la capăt. Da, poți să lași și tu fața în lumină. Vezi inovații de astea care n-au nicio treabă, de ce e hașurat asta? Ca să strici desenul, nu? Da, machiază intrarea. Loran, da. Tu să pui totuși caruiajul ăla să exagerezi un pic, da? Ah, urmează poze cu câte două de astea, da? Da, mergem, e expresiv. De aici n-ar fi stricat un geam. Linca e foarte bine și cu un dinozaur acolo, da, și cu machețica foarte bine. Va fi, da, dar e prea puțin ca acest arhitectural în peretele ăsta. Ok? Trebuie un pic mai mult ca să fim relevanți. Ok? Mă dă, da, dar se vede clar că tu doar copiezi ce zic eu, trebuie să încep să ți schimbi un pic gândirea, da? Că asta se cere și la admitere. E foarte bine. Dar tot așa aceeași situație. Bianca, foarte bine. Da. Da. Foarte bine. Foarte frumos ce a făcut, da. Bravo. Un pic prea, deci e ceva la grafică, îți scapă chestii de genul grosimea.
Da? Și 0,6 la acela. În afară de asta e foarte, foarte bine. Nu e rău, au contrast, e bine. Atenție aici la perspectivă, cum vine. Bine, da. Vezi că aici sunt niște greșeli cu elipsele, cu fiștul de bun simț și nu mai fac greșelile astea, că ți-am arătat cum se fac, da? Cum se construiesc elipsele, da? Da. Sunt prea multe greșeli. Aici e elipsa bușită. Ce probabil că ai întors tu la alt unghi și nu e de 30 de grade, da? Nu pot să zic că mă omor să văd asta, da? Aici e foarte bine. Da, un pic mai sensibil ca desenul obișnuit, ceea ce e bine. Mihai e foarte bine, numai că astea erau în interior, erau ca niște buline. Scheletul ăla era, deci la tine tu nu ai, nu învelit cu nimica. Peștii trec prin, știi? Alex, foarte bine. Da, foarte bine. Eva, da, dar neavând atic, da, 0,4 și 0,6 adâncime, un pic greu să fie credibil. Și mai ales tu aici și, da, vezi ce seacă e perspectiva asta, ce, pardon, ce se în fața de astea, ce să pui și tu umbrele purtate. Da, e la limită. Da. E bine, da. E la ambriu ăsta mult prea des. Și de acolo apar problemele. Ok. Și deși tu sta mai închis, dacă fundal să se vadă cum se profilează, da? Foarte bine. Da, e bine. Da, deci fiuțe e în binarea. Da, foarte bine. Prea mare. Am discutat, da? Ok. Da. Foarte bine. Da. Da. Foarte bine. Da. Foarte bine, Machizica. Da. 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 Te chinui foarte mult la lucrurile astea. Încerca să nu vă chinuiți în legea voastră. Da? Atenție la perspectiva asta. Ce trebuie să vină în linia orizontului. Tot la un punct de fugă. Da? Se desfie mult mai deschis. Aproape cerc. Și sta mult mai plat, da? Foarte bine. Ce e bine, nimeni foarte bine. Diana, da, mult mai bine. Altceva. Bine. Chit că nu e 100%, ai bine povestea creată. Și căsuța nu e prea rea, n-ar fi stricat o umbriță aici. Și ușa de perspectivă. De bine, fiind desenat. Da, bravo. Nu avem atic chestii, nu? Avem perețelul ăla care se era 0,4 grosime. Da? Ia uite T-ul ăsta cu misimetrie locală. Da? Asta strică perspectiva ta. Nu știu, vezi că ăsta nu e hașurat. Nu știu. Nu știu cum să dau pe asta. 6,50 poate. Nu mai știu dacă am avut discuții de temă. Foarte bine, Pafi. E foarte bine, dar ține cont de ce am zis cu cum se construiește, cum se alcătuiește, da? Da. E bine. Da. Foarte bine. Merge foarte bine, da. Fii serioasă ca să meargă treaba până la capăt. Aici în orizontul mai sus. De cumva fac tap, știi că din orizontul e bine mai sus aici și mai jos aici. Deci o greșeală foarte mare de perspectivă. E păcat de desenul de linii. Care este foarte bun. Da, aici așa cum de asta. Dar așa e bine. Da. Zice, nu trebuie să ai zid. Zidul vine așa pe exterior. Bună grafica, dar fiști tu de bun simț, mai ales ce știi tu. Eu vreau să văd ce îți predau. Da?
E mai greu să prinzi căsuțe decât să prinzi și să nu ai simetrii locale decât să faci fundalurile acestea, știi? Am văzut asta din seara ta. Știi, da, foarte bine. Da, știi ce? Mihai, da. Da, foarte bine, Valențiu. Bun, și acestea sunt, da? Bun. Spor.